Carlson, care a realizat un interviu cu Vladimir Putin, despre care vom vorbi astăzi. Da, dar problema este vânătaia sub ochi. Care e problema vânătăii sub ochi? Nu cred că s-a accidentat la tenis. Da. Că putea să fie mai rău dacă era la tenis. Da. Singura problemă, nici că l-a bătut cineva, că nu cred că are SPP. Atunci înseamnă că de la o operație, și ce operație poate fi la ochi, decât blefaroplastie. Da, bun, înțelegem că asta a fost un fel de conferință de presă istorică și ea, înaintea discursului istoric și el... Parlamentul European nu contează. Punct. Îl salut și pe domnul Radu Miruță de la USR. Bună ziua, domnule Miruță, mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Două mistere ne frământă astăzi. Unul, ce istoric în discursul pe care președintele îl va rosti. Am auzit un fragment din conferința de presă. Doi, de ce are un ochi vânăt? Nu e doar curiozitatea doamnei tatoiului a tuturor. Bun, lăsând gluma la o parte, domnul Iohannis se visa deja la ora asta succesor al președintelui Consiliului European. Aici în România era domnul Ciolacu, spunea că e mândru, dar nici dânsul nu înțelegea de ce era mândru. Era mândru că un român urma să ocupe o funcție pe care nu o va ocupa. Deci e ceva, noi suntem cu beția asta a mândriei naționale înainte ca lucrurile să se întâmple. Bună ziua, în primul rând. Știți diferența asta între vise și visuri? Unele le visezi noaptea și altele ți le propui tu ca aspirații. A durat o zi, două, visul domnului Iohannis, pentru că nu s-a potrivit în nicio formă, fiindcă domnul Iohannis nu aduce niciun bagaj electoral semnificativ care să conteze în nou context al alegerii Comisiei Europene. Cu privire la vizita de astăzi, sigur avem o primă veste bună. Faptul că am aflat coordonatele de localizare a domnului președinte, că am aflat despre dumnealui pe unde este. De altă parte, însă și cum se numește întâlnirea de astăzi sau programul de astăzi cu This is Europe și întrebarea de bun simț ar trebui să fie Where is Romania? Adică se întâmplă niște lucruri la nivel european, se schimbă polii de putere, se schimbă filozofia poate a Green Deal, poate a politicii agricole. Unde e România în povestea asta? Cât de mult contează România? Cum influențează România? Pentru că adesea, eu sunt în Parlament și adesea aud în Parlament explicații, trebuie să votăm asta pentru că așa s-a decis la Comisia Europeană și trebuie să transpunem regulamentul ăsta, trebuie să adoptăm decizia aceasta. Însă nu pică de undeva din cer. România are participare semnificativă la masa unde se iau deciziile acestea. România este a 5-a, 6-a țară ca populație din Uniunea Europeană. România ar trebui să fie foarte interesată pe zona de agricultură, are printre cele mai fertile terenuri. România are zona de energie care poate influența piața europeană. Unde este România, ar trebui să ne spună președintele Iohannis, în deciziile acestea? Cât de jucătoare este România? Cum influențează România? Cum reușim noi, dacă vreți, în limbajul administrativ, influențarea condițiilor din caietul de sarcini, astfel încât, după ce se decide la nivel european, noi să avem niște beneficii asociate contextului din România? Da, președintele, nu mai putem întrerupe, președintele Iohannis.